Bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Alex și astăzi vin cu un nou video tutorial în care o să vorbim despre o aplicație cu ajutorul căreia vă puteți programa calculatorul să se închide, să-și dea un restart sau să facă alte acțiuni la ce oră doriți dumneavoastră. Se poate întâmpla ca atunci când downloadați ceva sau când faceți alte operațiuni să trebuiască să plecați din fața calculatorului pentru o perioadă mai lungă de timp și poate n-ați vrea să rămână deschis după ce își termine operațiunea respectivă și în acel moment vă poate ajuta aplicația despre care o să vă vorbesc. Dumneavoastră, setați o oră estimativă în care credeți că se va termina acțiunea și calculatorul dumneavoastră se va închide, nemai făcându-vă griji că s-ar putea să lăsați deschis, să se încingă, să consume curent sau cine știe ce altceva se poate întâmpla cu dispozitivul deschis. Înainte însă să vă prezint această aplicație, doresc să fac o promovare canalului Vincent Gaming TV, care mie, sincer, îmi place foarte mult are o prezentare destul de ok pentru un canal cu doar 1600 de abonați, are copertă, are și foarte multe clipuri cu miniaturi personalizate, are atât gameplay-uri cât și evenimente live, joacă CSGO, Rust și alte uh, jocuri. Destul de interesant acest canal și cred eu că o să aibă o creștere rapidă dacă administratorul se va ține de treabă. Așadar, dacă și dumneavoastră doriți să vizitați canalul promovat și recomandat de mine, Mergeți în descriere unde veți găsi un link, de asemenea îl veți găsi și la finalul acestui video tutorial și la canale recomandate. Eu vă recomand să vă abonați pentru că, așa cum v-am spus, acest canal merită, vedeți că încarcă destul de des. Am urmărit și eu câteva videoclipuri pentru a vedea calitatea și conținutul acestui canal. Bravo, felicitări și baftă în continuare! Acum haideți să vorbim despre aplicația pe care doriți să o prezint. Aplicația se numește Wish Auto Shutdown. O vom descărca... Dumneavoastră veți găsi linkurile de descărcare în descriere. Dăm click, așteptăm câteva secunde și aplicația se va descărca automat. În cazul în care nu se va descărca automat, apăsăm aici pe click manuali și ne va apărea fereastra de download. Această aplicație are și o versiune portabilă. Dumneavoastră alegeți dacă vreți să instalați sau să folosiți versiunea fără installer, adică cea portabilă voi apăsa aici butonul Run, voi accepta termenii și condițiile, voi da Next, lasă să se instaleze în C, dau Next, dau Install, voi debifa această căsuță și voi lansa aplicația prin apăsarea butonului Finish. Aceasta este interfața aplicației, mai simplu de atât nu cred că se putea, aveți aici acțiunile pe care le poate face calculatorul dumneavoastră, programat la o anumită dată și o anumită oră. Dacă dumneavoastră doriți să închideți calculatorul pe data de 25, 27, 29, orice dată doriți dumneavoastră, o programați de aici la o anumită oră dar aceasta este opțiunea care vă ajută cel mai mult în cazul în care v-am spus, aveți anumite acțiuni care nu vă permit să închideți calculatorul în momentul respectiv, însă trebuie să plecați și totuși calculatorul vreți să-l închideți, atunci programați de aici un timp estimativ. Să spunem că am de downloadat un film de pe torrent sau oriunde nu are importanță și cred eu că o să dureze vreo 3 ore. Atunci pun aici cifra 3 și câteva minute. După aceea, dacă vreți ca această acțiune să se întâmple în fiecare zi la ora 12, mai jos aveți un buton care vă permite ca una din aceste acțiuni, adică shutdown, restart, log off și altele, să se întâmple în fiecare zi la ora pe care dumneavoastră o setați aici. După ce ați ales să spunem că vreți să închideți calculatorul după 3 ore și 30 de minute, va trebui să apăsați butonul start task. Pentru a putea să înregistreze comanda dumneavoastră. Odată ce ați apăsat butonul Start Task, vă va apărea această fereastră unde vă întreabă dacă sunteți sigur că doriți să se întâmple acest lucru la momentul în care dumneavoastră l-ați setat. Apăsați butonul Yes și cu siguranță veți fi mulțumiți pentru că calculatorul dumneavoastră se va închide după 3 ore de la momentul în care dumneavoastră ați setat aici. Această aplicație, v-am spus, vă este utilă atunci când nu aveți posibilitatea să închideți calculatorul în momentul în care părăsiți dispozitivul, dar totuși doriți să îl închideți la un moment dat. Este bine să o aveți în calculator și când vă întâlniți cu ceea ce v-am spus mai devreme, hop, o puneți la treabă, puneți aici un interval de timp și închideți calculatorul. Acest lucru, să vă spun sincer, este util și soției, pentru că atunci când dorește să vizioneze un film, se așează frumos, după o jumătate de oră doarme liniștită, iar filmul rulează, calculatorul merge, dacă mă scol eu să-l închid bine, dacă nu, el merge în continuare. Așadar, dacă vă așezați să vizionați un film, să nu știți dacă o să ajungeți la final sau o să ajungeți pe la jumate sau oriunde, cât durează filmul? Două ore jumate până aici. 3 ore, să zicem, bifez shutdown și după 3 ore, în cazul în care eu dorm și sunt în lumea viselor, nu în lumea filmelor, calculatorul meu se va închide dacă apăs aici butonul start task eu zic că aplicația Wish Auto Shutdown este destul de interesantă din punctul ăsta de vedere. Cam acesta a fost video tutorialul. Dacă vi s-a părut interesant, îl puteți distribui, puteți da și un like, vă abonați dacă doriți. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și nu uitați că vă aștept în fiecare zi la un eveniment live de la orele 17.